Salut, camarazi! Am ajuns la țară, după cum vedeți. Am început să-mi fac provizii. Am dat iama pe aici, până sunt client la toți țăranii pe aici. Acum m-am tras la umbră să mănânc și omenește. Am scos bazuca să-mi tai aici. Ia uitați ce brânzică mi-am luat de oaie și de capră amestecată. La meserie, știți? Mănânc, ia uitați-vă. Ia uite. Așa, mi-am luat ceapă aici și usturoi, ia uitați-vă. Acum a scoasă din grădină ceapă roșie care îmi place mie, la meserie, și usturoi, ia uitați-vă aici. Că mâine vreau să iau o bucățică de miel, știi? Și fac cu usturoi, cu, ia uite, usturoi aici, a scos din grădină la prietenul meu, Marinică, știi? La meserie. Mănânc acum brânzică cu ceapă, așa, am pâinică de secară, mi-am luat și un borcanaș de vin, de miere de rapiță, ia uitați-vă, 25 de lei miere de rapiță, ia uite ce mare și frumos e, pun acum la niște, mi-am luat și un litru de vin, mi-am luat, uitați, un litru de vin, beau și eu cât un păhărel așa diseară, stau aici în câmpia română, mi-am găsit o geac să dorm liniștit și o să meditez la viața mea, la nemurire și la pericolele planetei. Am luat și 50 de ouă, uite aici mi-a dat o doamnă un cofrag, 20 de ouă sunt aici, să vede, să vede, 20 de ouă. Și mai am cumpărat 20 de la altă femeie, deci am 40, că vrea și îngerul meu păzitor ouă. Mănâncă și el cu fratele lui, mănânc și eu. Acum, vedeți și voi, am tot ce-mi trebuie, am și un pic de apă de la mănăstirea Comana, am luat o sticluță de apă. Așa, acum am fac și eu aici comod, dacă aici vedeți, e la umbră, semi-umbră. Mănânc și omenește, am câmpia în față așa frumos. Comana e la vreo 3 km. 4 în zbor de rândunică, am câmpii aici și arată și verde, vedeți și voi că aici am verzit cam totul, deci mă apuc și eu să mănânc ca omul, dacă sunteți la masă vă doresc poftă bună, eu ce mai mănânc, cum mâncau bunicii mei, mănânc ceapă de asta roșie de la Marinică, trebuie să o curăț cu bazuca, dar am bazuca aici, o curăț, știi? Așa, am brânzică, cum v-am arătat, și de capră și de oaie la meserie. Ia uitați ce bucățică bună și mai am încă una dublă și am pâinică. Și după aia beau și un pahar de azi de Sfântul Gheorghe. Vă urez la mulți ani la toți care vă numiți Gheorghe, Gherghina, Georgeta, Georgiana și ce mai sunt pe acolo. Vă urez la mulți ani. Uite, e și un porumbel pe aici sălbatic care îmi dă târcoale. Adică sunt mai mulți, ce să zic, sunt mulțumit, cerul e frumos, e puțin, sunt câțiva nori pe cer, dar arată frumos, aerul e curat, cum să zice, pupezele zboară pe aici, pe în jur, și rațele sălbatice, mănânc și după aia cred că vă filmez puțin de la rezervația naturală, mai bag vreo 4 km la bicicletă, dar întâi mănânc și omenește, brânzică cu ceapă, cum mâncau bunicii mei săraci, să le fie țărâna ușoară, mâncau brânză cu ceapă și cu pâine, știi, cu mămăligă, de fapt. Așa, eu am și miere de rapiță și un litru de vin. Bine, beau un păhărel, două din el, dar n-am păhărel, dar mă descurc, știi, că sunt pe improvizații. Așa, camarazi, deci dacă sunteți la masă, vă doresc poftă bună, vă doresc numai de bine, să aveți o duminică fericită și îmbelșugată. Și voi și familia voastră și cei dragi copiii voștri, aveți grijă de voi, ne auzim mai târziu sau mâine, vă pup cu drag, pa camarazi!